Nu mă pot decide. Asta e așa dulcea acrișoară, nu? Coacăze, da. Sigur coacăze. Coacăze trebuie să fie, da, dulcea acrișoară. Vișine. Cocktailul meu preferat e din spumă de coacăze. E, voilà. Da. Care e cea mai veselă jucătoare de la Națională care știe cele mai multe bancuri? Ah, nu ne-am mai spus de mult bancuri. Nu știu, era mai de mult Gabriela Perianu care era cu bancurile. Acum nu, chiar nu ne-am, nu știu. Cea mai veselă jucătoare, probabil Cristina Laszlo. Eu! Eu! Știi cele mai multe bancuri? Nu bancuri, glume. Despre tine ce ai putea spune? Că ești tolerantă sau supărăcioasă? Tolerantă, tolerantă. Calmă, tolerantă. Am și momente când sunt supărăcioasă, dar sunt și tolerantă. Uneori supărăcioasă, alteori tolerantă, depinde de situație. Mâncai în copilărie la micul dejun pâine cu și dulceața? Nu, n-am mâncat. Da. Care era dulceața ta preferată? De vișine. Da, dulceața de căpșune. De prune făcută de mama. Faci zacuscă sau cu bergata preparată? Nu-mi place și nici nu fac. Nici nu cumpăr. Personal nu mănânc, dar bunica face. Face mama. Pui murături sau cumperi la borcan? Tot de la mama. Tot bunica pune. Nu-mi plac. Nu. Te-ai gândit cum e sărbătorii victorile cu Portugalia? Cu zâmbetul pe buze și cu colegele mele, da. Sincer, nu m-am gândit, dar cu siguranță ne vom bucura așa între noi. Nu m-am gândit, însă sigur va fi o atmosferă plăcută și toată lumea va fi veselă. Fanii vă iubesc foarte mult. Ce mesaj ai pentru ei? Le mulțumim pentru susținere. Întotdeauna simțim că sunt alături de noi și îi așteptăm la meciuri. Că le mulțumim că sunt alături de noi de fiecare dată, oriunde mergem cu echipa națională, atât în țară cât și în afară. Ne susțin necondiționat și am simțit de fiecare dată acest lucru. Abia aștept să-i văd și să ne susțină și să-i aud tot meciul.